Primii 15 ml sorbiți din pahar sunt necesari pentru a ne obișnui cu vinul în degustare. Apoi se sorb încă 15 ml, cantitate care poate acoperi întregul interior al cavității bucale. Prin partea laterală a gurii se inspiră o mică cantitate de aer, moment în care aerul se amestecă cu vinul, favorizând dezvoltarea anumitor componente ce generează senzațiile tactile, gustative și retroolfactive. În interiorul gurii, vinul trebuie împins cu limba, încercând să se creeze o ușoară presiune asupra cerului gurii. Astfel, vinul intră în contact cu toate zonele cavității bucale, permițând o evaluare completă a caracteristicilor senzoriale. Cu gura închisă, se expiră aerul pe nas. În acest mod, se accentuează retroolfacția moleculelor care s-au eliberat prin efectul de încălzire și prin combinația vinului cu saliva. După înghițire, se efectuează o mestecare în gol. Astfel, se poate evalua intensitatea persistenței aromatice, numărând secundele în care senzațiile gustative rămân perceptibile.